Autoritățile le promit despăgubiri fermierilor care au culturile distruse de secetă, dar condiția este ca o treime din suprafața cultivată să fie calamitată. Asociațiile de fermieri au anunțat încă de acum două săptămâni pierderi de 2 miliarde de euro, dar oficialii Ministerului Agriculturii evită să facă vreo estimare. În timp ce oficialii Ministerului Agriculturii așteaptă terminarea recoltatului pentru a calcula pierderile cauzate de secetă, fermierii au făcut deja socotelele. 2 miliarde de euro minus după ce soarele a pârjolit lanurile de cereale. Culturile cele mai afectate sunt în special aporumb și floarea soarelui, a spus Daniel Constantin, ministrul agriculturii. Sunt comisii constituite la nivel de prefectură care în momentul de față evaluează pagubele care au fost produse de secetă. În momentul în care se va încheia campania de recoltat la aporumb și floarea soarelui, vom avea datele exacte și imediat vom interveni cu anumite despăgubiri pe două direcții. În primul rând, ajutoare de minimis pentru cei care sunt fermieri mici și mijlocii, cei care sunt afectați doar într-o anumită măsură, și vom notifica Comisia Europeană cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru a compensa pierderile pe care fermierii le-au înregistrat în acest an din cauza secetei. În septembrie va fi stabilit cuantumul ajutorului pentru agricultorii mici care au cel puțin 30% din recolta distrusă de secetă. 900.000 de hectare sunt calamitate. Fermierii vor primi bani în funcție de procentul în care este calamitat fiecare hectar deținut. Deși ministerul nu a avansat nicio sumă privind cuantumul despăgubirilor, agricultorii spun că este vorba despre 3.000 de lei pentru fiecare hectar afectat de secetă. Banii ar putea fi alocați la rectificarea bugetară din octombrie, spune ministrul agriculturii. Spre comparație, în anul 2012, când numărul hectarelor afectate de secetă a fost dublu, statul a dat 400 de milioane de lei pentru 600.000 de fermieri care aveau până la 10 hectare. Pentru a despăgubi pe fermierii mari este însă nevoie de acceptul Comisiei Europene.